Tot mai mulți pacienți au ajuns la spitalul de boli infecțioase Victor Babeș din Timișoara cu tuse convulsivă, asta anunță medicii. În ultima perioadă, peste 55 de pacienți au fost diagnosticați cu această boală. Tusea convulsivă este o boală infecțioasă extrem de contagioasă. Afecțiunea este cauzată în principal de bacteria Bordetella pertussis. Ea poate să provoace complicații severe, afectând mai ales sugarii și copiii mici, dar poate fi periculoasă și pentru adulți și vârstnici, în special pentru cei cu un sistem imunitar slăbit sau nevaccinați. Chiar dacă nu putem vorbi despre o epidemie de cazuri de tuse convulsivă, numărul mare de pacienți care au ajuns la camera de gardă reprezintă un semnal de alarmă. Și asta mai ales când vorbim de o boală care aducea în trecut câteva cazuri pe an. Vorbim de două cauze: ciclicitatea afecțiunii, numărul de cazuri crescând la 3-5 ani, dar și descăderea acoperirii vaccinale. Din păcate, boli care aveau un număr redus de cazuri în trecut au început să reapară. Medicii spun că boala debutează cu simptome asemănătoare unei răceli obișnuite, cu febră moderată, rinoree și tuse uscată ziua și noaptea. Urmează apariția unor crize severe de tuse convulsivă, cu un zgomot intens respirator, iar pacienții simt că se sufocă. Acestea sunt adesea însoțite de vărsături, iar în ultima fază a bolii, accesele de tuse devin mai rare, dar continuă să persiste. În total, tusea poate dura chiar și până la 8 săptămâni. Institutul Național de Sănătate Publică a făcut o serie de recomandări pentru populație. Prezentarea la medic la apariția simptomelor sugestive, accese de tuse intense și prelungite, vomă după accesele de tuse, dificultate în respirație, vaccinarea la timp a sugarilor și recuperarea restanțierilor, vaccinarea gravidei în vederea asigurării protecției sugarului mic, dar și a mamei, vaccinarea adultului cu rapel la fiecare 10 ani, relatează observatornews.ro.